Bună dimineața, stimați ascultători! Se zice că relația între copii și părinți este una de o legătură emoțională extrem de mare. De aceea astăzi vorbim cu Felicia Cheibaș, specialistă în psihosomatică, despre legătura emoțională între părinți și copii. Felicia, bine ai venit! Vă mulțumesc pentru invitație! Știi, se zice că mamele și îndeosebi părinții simt foarte bine dacă copilului se întâmplă ceva. Dar dacă să vorbim invers, copilul are și el o legătură cu, cu părinții și când în casă se întâmplă certuri, el la fel, ba răcește, are anumite dureri. Cum explică psihosomatica aceste situații? În primul rând, copilașul timp de 9 luni trăiește în burtica mamei sale și automat el face o conexiune extraordinar de mare cu corpul ei. Atunci când el se naște, această conexiune ea rămâne și copilul își simte foarte bine mama. Desigur, ambii părinți, dar relația cu mama este mult mai puternică și chiar până aproximativ, până la 10 anișor, majoritatea conflictelor sau reacțiilor biologice pe care le are copilașul în corpul său, sunt datorită stării emoționale pe care o au părinții lui. Respectiv, da, el, el simte dacă, de exemplu, mama este supărată pe tata, cel mai des este legat între legăt legătura dintre cei doi, copilul simte și poate să um, aibă diferite simptome, precum uh, febra, uh, când e vorba de exemplu de furia mamei față de tată sau invers. Sau uh, să aibă anumite, iarăși, tuse, răgușeli, da? aceeași tusă. Uh, cum se explică? Atunci când uh, Zic așa, vrem să lătrăm, da? Așa cum, cum se face sunetul ăsta din să ca un fel de latră, da? Când vrei ceva acolo să, să spui, să latri la o persoană, din ghilimele vorbind, copilul face asta în locul mamei sau a tatălui, dacă ei nu-și dau voie, sigur. Și care sunt de obicei cele mai des întâlnite tulburări psihosomatice la copii? Deci absolut toate reacțiile din corp pe care le cunoaștem care se duc părinții la medici, la copilăși, deci cel mai des, cum ziceam, da, răcelele diferite, răcele sau febra, sau diferite dureri de burtică și așa mai departe. Așa. Uh, dar se mai zice că um, tot în relația asta invazivă, probabil uneori a mamei, când copilul crește și are nevoie de spațiu propriu, mama devine așa mai hipertutelară să-i spunem. Și atunci copilul începe să aibă o totalitate de simptome, precum ar fi tusa convulsivă. Ce ar, ce -ar spune cumva aspectele acestea fiziologice despre starea lui interioară? Foarte des, mi-am amintit ce alergiile care apar la fel la și Ele apar pentru că mama am, are nevoie să-și cumva protejeze teritoria ei și să-și arate starea ei de importanță. Pentru că foarte des copilași răcesc. Am, mai ales atât când mama știe că trebuie să-i ducă deja la grădiniță, dar ea asta, de exemplu, un an, doi cu copilașii și hopa, în momentul în care ea înțelege că, uite -te, până acum eu, lucrul meu de bază era să am grijă de ei, acum dacă ei se duc la grădiniță, eu nu o să mai fiu atât de importantă precum eram până acum și nu o să pot, nu știu, poate demonstra la soț că, uite-te, eu cât te fac, da? adică în, în, diferite certuri acestea sunt niște puncte bonus da? pe care noi le folosim ca un fel de autoapărare. Și atunci, copilul fiindcă simte mama, se duce, nu știu, la grădiniță pe o zi, hopa, răcește. Da? Adică asta e tot pentru că mama, de fapt, are nevoie chiar dacă asta sună bizar la prima vedere, ca copilașul să aibă această reacție, ca ea să fie salvatoarea lui și să-i arate că uite să arate soțului că uite, copilul are nevoie de mine, eu sunt importantă. Și uh, foarte des, chiar femeile care vin la cursurile Academiei de Psihosomatică, când uh, doar află despre aceste adevăruri uh, la unele persoane, adică la copilaj de la sine trece doar pentru că mama a conștientizat aceste lucruri. Da, la cineva de sigur care are nevoie deja să apeleze la terapie individuală pentru a-și lucra aceste simptome. Așa. Și um, ziceai că până la 10 ani, dar să luăm copiii care deja sunt în perioada adolescenței, mm -hmm. ei la fel simt relația asta cu mama ca una uh, depresiune, dacă mama este la fel de invazivă. Desigur că și după 10 ani și ori noi la fel ne simțim părinții, noi când lucrăm în terapie lucrăm cu persoane adulte, dar care au rămas în interior la o vârstă de copil, care în multe cazuri noi suntem ca copii salvatorii părinților. Când mama, de exemplu, suferă, noi automat vrem să fim salvatorii ei, pentru ca să o protejăm de posibile pericole și atunci iarăși avem noi anumite reacții în corp. De asta, chiar și după 10 anișori, copilul, oricum, el are și simptomele sale proprii, poate lui ceva nu i-a plăcut la școală, ceva de genul, dar poate să fie ceva și în starea părinților, mai ales dacă sunt cazuri precum, nu știu, divorțurile sau pleacă părinții peste hotare și atunci când copilul de exemplu are o supărare pe mama, că iată de exemplu foarte des lucrăm în terapie în momentul ăsta când copilul își învinovățește părintele că l-a abandonat plecând când de fapt descoperim în terapie că această stare este tot a părintelui care se simte el vinovat că și-a lăsat copilul și copilul pur și simplu simte starea de vinovăție a părintelui și o reflectă înapoi. Mm -hmm. Pentru că copilul, mai ales când el e mic, el nu înțelege ce e bine, ce nu e bine, ce înseamnă peste hotare, ce înseamnă casă. El e ok cu orice, pentru că el absorbe ca o buretă absolut orice stare, orice cuvânt. Respectiv, când copilul, nu știu, foarte des um, văd copilași sau aud cum e copilaș micuț, dar parcă așa o lovește pe mămica, da? De ce se întâmplă asta? Pentru că la fel mama undeva se biciește pe ea pentru ceva anume. Și copilul pur și simplu reflectă ceea ce ea ce își spune doar în minte, doar în subconștient, de fapt, fără ca să, să, să cifereze asta. Și copiii vin ca cei mai mari învățători noștri. Și de fapt, verbalizează emoția mamei. Da, da, absolut. Ziceai de sentimentul de vină la părinți, și aș vrea să te mai întreb: Ce afecțiuni psihosomatice mai suportă deja părinții la rândul lor în relația cu copiii? Foarte diverse. Adică, cineva poate să aibă dureri de inimă pentru că nu a simțit iubirea de exemplu, da, cineva poate să aibă um, dureri la spate pentru că spatele reprezintă responsabilitatea, da, și atunci părintele cumva consideră că el este responsabil pe copii, pentru copii și el ca și cum își spune lui că eu mă duc pentru familie pentru că eu sunt responsabil să-i hrănesc, să am bani pentru ei, când de fapt noi niciodată nu facem pentru ceilalți nimic, noi facem pentru noi. Noi facem pentru ca noi să ne simțim părinți buni. Pentru că pentru o, o, acea persoană, de exemplu, poți fi mai strașnic să nu aibă bani să-i ofere copilului decât să fie acasă cu el. Da? Adică aici deja noi avem foarte multe ramificații și lucrăm mult mai în profunzime de la ce apare de fapt acea dorință de a pleca sau de a lucra pe și așa mai departe în acest caz. Fiind spune, ne te rog că ce ar putea face părinții, dar și copiii care deja sunt un pic mai mari la rândul lor, ca în această relație să predomine o sănătate psihoemoțională? Când părintele conștientizează că, uite, copilașul are aceste reacții pentru că, uite, eu ceva nu m-am ascultat pe mine, cel mai simplu, da, la aceeași, nu știu, febra copilașului, mămica să se ducă la copilaș și se spună dă asta mamei înapoi, dă mi asta mie înapoi, asta nu-i despre tine puișor. Poți să ai încredere în mama, mama îți descurce, mama e fată mare. <laughs> și uh, când mama asta crede, asta e foarte important, tant, ca mama asta să creadă și uh, să aibă ea realmente încredere în ea, <laughs> atunci, iată, realmente, deja sunt cazuri, chiar și colegii mei care au copii, îi spun că, uite eu îi spun asta fetiței mele, și peste jumătate de oră, ea, dacă avea febră, hopa, gata, ea are energie, sare să joacă mai departe. Adică chiar funcționează. Important, desigur, asta e ca tu să crezi în asta să-i să să spui copilașului dă-mi asta înapoi asta nu e despre tine, mamă o să discurce și la fel și imaginar, chiar dacă copilul nu este cu tine, da, tu să-l să simți și să-i spui asta în imaginația ta să-ți să simți tu în primul rând tu ca mamă să-ți simți pe copilul tău în tine și să simți cum, e, cum te simți tu când copilul tău e în tine și să simți ce stare are el ca să înțelegi mai clar de ce el face ceea ce face sau de ce pe el acolo ceva îl doare și să-ți lucrezi acest, acest simptom. Dacă desigur că persoana nu are cunoștințe în domeniu, să apelezi la persoane care cunosc. Și în cazul copiilor care tu ziceai că ei deja încep să-și iau o responsabilitate mai mare pe ei, să-și salveze cumva părinții, la fel, ar trebui să lese responsabilitatea pe... Da, cei de mari? exemplu, noi nu suntem responsabili pentru absolut nimeni în afară de noi. Și tot o frază foarte bună care să-ți dai voie să-ți o spui, dar și să o crezi, este, de exemplu, imaginar, tu copil, îi dai mamei responsabilitatea și spui mamă. Asta e responsabilitatea ta. Eu nu sunt responsabil pentru tine. Eu sunt responsabil doar pentru mine. Eu am viața mea și tu ai viața ta. Și eu am încredere că tu ai să discurci fără mine. La urmă, urmei mama a existat cu minim 20 de ani mai mult decât ai existat tu pe acest pământ. Evident. Este foarte eliberator un asemenea gest pentru absolut, ambii. Absolut, chiar dacă pare foarte simplu, dar anume aceste exerciții simple, ele de fapt și au o încărcătură energetică foarte puternică și funcționează. Mulțumesc, Felicia! Și... Pentru a finaliza a, tematica noastră, aș vrea să te rog să mai oferi careva sugestii părinților a, în relația lor cu copii, poate că și înainte de a-i concepe. Chiar și înainte de a-i concepe, să, să știe că copiii nu sunt ai lor, copiii sunt, adică copilul este al lui, nu al părintelui. Și în momentul în care tu deja concepi acest copil cu acest gând, e mult mai ușor. Pentru că, una, tu nu o să aștepți de la acel copil nimic în schimb, ca el, nu știu, genul, o, să zic așa, o greșeală a părinților este atunci când ei își fac speranțe pentru copii, cine el o să devină, ce el o să aibă. De unde să știi? Care e menirea lui pe acest pământ? N-ai unde să știi. Unica ce poți să-ți dorești pentru copilul tău este ca el să, să fie sănătos și să-și realizeze menirea lui așa cum o să simtă el. Da? Adică, în sensul ăsta, fără așteptări, fără așteptări de oricare fel. Și încă un moment foarte important, multe mame întâlnesc dificultăți atunci când simt că ele nu sunt mame bune și foarte des ce recomand eu pentru oricare persoană, mai ales dacă încă nu a născut copii, să-și lucreze temele sale personale cu proprii părinți. Pentru că vrei, nu vrei, în momentul în care rămâi însărcinată, naști, copilul o să reflecte atitudinea ta față de proprii tăi părinți și cei ce nu ți-a plăcut la ei vei atrage ca lecție de viață de la copilul tău. De asta lucrul cu sinele începe de la temă, într-adevăr, cu părinții ca să nu îi mai judeci, să-i ierți, să iubești și să-i accepti pentru viața pe care i-au trăit-o pentru că ei realmente au trăit cel mai bine cum ei. ei au știut. Ei dacă știau mai bine, ei cu siguranță făceau altfel. Și să dai voie în foarte multe momente, să dai voie să spui, da, iată, eu sunt fix ca și mama. <laughs> Chiar și lucrurile alea care nu-ți plac la, la părinți, spui, da, eu sunt fix ca și ei. Și să accepti asta, dar real în corp să simți asta, automat se ușurează corpul se ușor, se elimină din așteptările astea De părinte perfect Și cu cât mai mult îți dai voie Să-ți să dai voie să fii un, un părinte Nu perfect Cu atât mai ușor o să fie și relația cu copilul Și copilul o să se simtă bine Mulțumesc mult! mare dragă. Felicia, astăzi a fost o temă destul de sensibilă, dar și atât de eliberatoare pentru părinți, dar și pentru copii. Dragi ascultători, cu noi astăzi a fost Felicia Cheibaș. Ea este specialist în psihosomatică și life coach. Am vorbit despre relația între părinți și copii. Și noi în continuare vă dorim o zi cât mai minunată și plină de dragoste în casele voastre. thank <laughs> you